Salutare și bine m-a regăsit, dragi prieteni! Clipul de astăzi se dorește a fi unul scurt și la obiect, fără prea multe vorbe în plus, un format pe care încercăm să-l ținem cât mai scurt posibil și care este special dedicat celor cu atenție de asemenea scurtă. Deci, pe scurt, am primit din partea prietenilor noștri de la Tras România o tastatură semi-mecanică pe care am testat-o, ne-a plăcut foarte mult și am dorit să vă prezentăm în cazul în care căutați un astfel de periferic de gaming, însă bugetul nu este suficient pentru a achiziționa o variantă complet mecanică, care este, așa cum știm, de multe ori exagerat de scumpă. De ce complet mecanică, de ce semi-mecanică și care este diferența? Pentru că tastatura de astăzi, Trastura, este un hibrid, un crossover între aspectul și senzația oferită de o tastatură mecanică și una obișnuită, să zicem, ce utilizează tehnologia Rubber Dome. Practic, ce au făcut cei de la Trust a fost să așeze deasupra membranei tastaturii un strat de plastic translucid ce transmite foarte bine lumina LED-urilor de dedesubt și să așeze în acest prim strat ceea ce par a fi butoane suplimentare din plastic roșu cu rolul, cred eu, de a stabiliza și transmite cât mai linear posibil apăsarea taselor către membrana de dedesubt, ceea ce rezultă într-o senzație foarte asemănătoare cu tastaturile complet mecanice. Ca stil de tastare, ca să zic așa, tastele Trastura sunt asemănătoare ca linearitate cu cele ale unor tastaturi mecanice dotate cu switch-uri red sau brown, însă cu o forță ceva mai mare de apăsare necesară, un pic peste cele brown în opinia mea, cel puțin la început, atunci când tastatura este nouă, urmând ca după o perioadă de utilizare, the break-in, ca să zic așa, valoarea sa să se stabilizeze în jurul valorii de 45 de grame, conform specificațiilor producătorului. Acestea fiind spuse și întorcându-ne la felul în care este construită și accesorizată tastatura noastră, aceasta este finisată cu o placă metalică în partea sa superioară, ceea ce oferă substanță și greutate, ceea ce împreună cu piciorușele de dedesubt din cauciuc înseamnă că nu va fugi prea curând de pe birou odată ce este pusă în funcțiune, iar asta, așa cum bine știți, este un lucru foarte bun, în special în timpul unor bătălii online mai încinse. Iluminarea tastaturii este asigurată, așa cum era și normal, de o serie întreagă de LED-uri multicolore deservite, din câte se pare, de un microcontroller și un firmware inclus în tastatură. Acestea nu le putem schimba. Astfel, activarea celor 9 stiluri de iluminare și schimbarea intensității luminării se face direct din tastatură prin apăsarea unor combinații specifice de taste, evidențiate în micul manual care vine în pachet, iar asta cred eu că este foarte bine. Scăpăm de un soft enervant pe care de multe ori nici nu îl utilizăm și fără de care tastatura ar trece, așa cum este cazul multor altora, la modul default sau din fabrică de iluminare și nu trebuie să ne amintim cine știe ce colțișor al interfeței softului care ne ajută la schimbarea schemei de iluminare. Totul se face old school, doar apeși două taste și gata. Despre zgomotul emis de tastatură, nimic de menționat. Dacă ați utilizat vreodată orice fel de tastatură mecanică, vă veți simți acasă. Nu sunt diferențe mari de raportat, tastatura nefiind mai silențioasă, dar cu siguranță nici mai zgomotoasă. Deși nu-mi place de obicei să discut foarte mult despre prețuri, pentru că acestea se schimbă foarte des, mai ales în cazul perifericilor, puteți găsi modelul Trastura online la data publicării acestui material în jurul prețului de 200 și ceva de lei. În acest preț veți obține, în caz că vă hotăriți să o achiziționați, o tastatură solidă și grea, ceea ce este un lucru foarte bun, o iluminare plăcută multicoloră plus opțiunea de a închide această iluminare pentru cei care nu favorizează acest aspect, taste multimedia, etc., adică pe scurt calitatea la care te aștepți din partea unei tastaturi mecanice de 2-3 ori mai scumpă. Bineînțeles, trebuie să spunem încă o dată că în ciuda senzațiilor mecanice pe care le oferă, Trastura este doar un hibrid adevărat foarte bine executat, concluzie cu care destul de mulți posesori ai acestei tastaturi sunt deja de acord dacă ar fi să citim feedback-ul pe care îl primește acest model pe site-urile marilor magazine IT online de pe la noi. Având în vedere toate cele de mai sus, precum și timpul plăcut pe care l-am petrecut împreună cu tastatura semi-mecanică Trastura, și noi oferim un feedback pozitiv acestui model, precum și recomandarea noastră. Consider că la nivelul său de preț, Trastura este o ofertă completă care nu prea are cum să dezamăgească. Asta este tot pentru astăzi. Pentru cei interesați, noi componente pentru partea a doua build-ului nostru 3D Person pe drum, așa că vă invit, de ce nu, să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru noi materiale în curând. Până atunci, toate cele bune!